acela de a deveni învățătoare și nu pare rău deloc, că chiar iubesc ceea ce fac, iubesc copiii și lumea lor, bineînțeles. Dacă ar fi să fiu supărată, cred că o zi pe an sunt supărată, pe lună, pardon. De aia ziua când vine structura și atunci apoi trece. Intru în clasă la copii și am uitat de acele probleme. Ne-am orientat către soți care să ne ajută, așa, să zicem. Spuneam, da, că sunt împlinită din ambele puncte de vedere. Fac ceea ce mi-am dorit venită, indiferent de învățământul nostru de astăzi. Iar a doua împlinire este familia, soțul și copilul meu, care nu pot să zic că ca și el, dacă mi-e greu, mi-e greu deloc. Nu știu, eu pentru mine nu văd nicio schimbare. Merg cu drag la copii la școală, vin cu drag la copii acasă. Mi-am dorit de o viață, asta fac, am terminat ulterior și o facultate în psihologie, însă nu știu ce ofertă aș putea primi să renunț la profesia mea. Și nu cred. Am o prietenă pe un post de conducere și mereu mă cheamă să merg în fabrica acolo pe resurse umane. Nici nu vreau să mă fac la acest lucru. Nici nu imaginez că aș putea face altceva. Norocul meu a fost că m-am titularizat la școala generală de proveniență din adjunct, unde am trăit același sentiment ca și Anca. Să fiu alături de profesorii mei, dar în calitate de colegă. E un sentiment unic. E un sentiment, nu știu, puternic, care te face să te gândești să intru în carceranie sau să aștept la ușă. Mă reîntâlnesc. Nu v-ați schimbat unul dintre colegii mei, nu s-au schimbat? Nici tu nu te schimbi. Ce să vă zic, că după terminarea liceului am absolvit facultatea de drept la Timișoara. Am fost notar stagiar, acum sunt notar, că sunt în adjunct, am un băiat de 3 ani, oameni nu știu. Realizând că profesional acesta sunt. Sunt și mediator, am terminat și facultatea de management. Adică aș putea să zic că sunt un manager bun, dar nu prea. Mai s-a făcut multe emoții. De asemenea, acum ziceau și celelalte colege. Liceul m-a marcat. În ce sens? La matematică, 1 plus 1 fac 3. Categoric. Când este de dat? Doar la finanțe. Dau în mod obligatoriu. Că altfel nu taxează. Cât despre celelalte, punctualitatea, că nu prea se observă, și ca și domnul diriginte, când intra domnul diriginte, vigerie. Așa și eu la servici, o vigerie. Dacă una e învățată, zic la liceu pedagogic, zice, acum toată lumea e calmă, toată lumea e înțelegătoare, ar trebui să fie un bun pedagog. Ei, nu sunt așa. Pentru că lucrurile aia se prind ușoare. Da. În schimb, m-a ajutat ca un tocmai. Am de-a face cu oamenii și cred că chestia asta m-a ajutat foarte mult. Faptul că am absolut un liceu pedagogic, tactul pedagogic și modul de a discuta cu oamenii, cred că m-a ajutat foarte mult. Am fost un an de zile învățătoare din Timișoara și nu mai eram în viața vieții mele. Categorii. Deci să vă zic, de la ce te-am bătut cu copii? Nu, nu cu făceau față, săraci. Da, este foarte greu și îmi dau seama cât este de greu. Băiatul meu este un copil foarte cuminte și foarte ascultător. Dar are foarte multă energie și e greu cu băiatul meu. Iar cu ceilalți, deci am zis, un an de zile am zis gata, categoric nu este pentru mine. Iar ceea ce fac acum, ca și notar, chiar că toată lumea zice, o să zic că mamă, știi că urmă de bani, nu, este meseria care îmi place. Toată lumea, când am terminat pedagogic, mi-a zis, ori la academie, ori la drept.